Mai mulți dascăli din județul Sălaj vor beneficia în acest an de gradații de merit. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani, începând cu 1 septembrie 2012 și reprezintă 25% din salariul de bază. Pot obține gradații de merit cadrele didactice și cele auxiliare care au o vechime de minimum 3 ani în învățământul preuniversitar și care au obținut calificativul foarte bine în ultimii 4 ani. În ceea ce privește aspectele de ordin administrativ pe care le avem în vedere în această perioadă, ne aflăm în punctul în care am primit și am evaluat dosarele cadrelor didactice pentru gradațiile de merit. Gradația de merit se acordă într-un procent de 16% din totalul posturilor didactice în acest an. Deci în județul Sălaj sunt 3243 de posturi didactice, 16% din acestea reprezentând 518. În acest moment au acordat de deja 354 de cadre didactice gradația de merit, urmând ca în 2012 să mai poată intra în posesia gradației de merit încă 164 de cadre didactice.